merge. Hai. Panelu, am rămas și eu fără voce, ce-i drept. Te întreb pe tine, cum e să dai golul victoriei cu deținătoarea cupei României? Da, o victorie, eu zic, muncită și meritată de întreaga echipă. S-a văzut de la primul minut până minutul 90+7. Vreau să felicit echipa, publicul și sunt mândru că am putut să ajut echipa. De asta am venit la Hunedoara și am luat cele 3 puncte și am dedicat golul o persoană dragă mie și familiei mele. Mă bucur că ai spus și acest lucru. Un gol care ai văzut aruncat publicul în aer, au fost peste 5.000-6.000 de spectatori aici. I-ați simțit cumva foarte aproape de voi? Da, noi la fiecare meci îi simțim. Ne ajută enorm de mult și vrem să le mulțumim și meciul viitor să vină din ce în ce mai mult la stadion, pentru că noi o să dăm totul pe teren. Cum v-ați motivat, spunem? Pentru că totuși ați întâlnit dublă deținătoare de Cupa României, iar presiunea părea să fie la ei în curte pentru că nu avea altă variantă decât victorie. Da, la noi n-a fost nicio presiune. Noi am jucat un fotbal frumos, am încercat să jucăm pentru noi și pentru familia noastră. O echipă bună, Sepsi, Liga 1, dar important că am câștigat și asta ne bucură. Crezi că această victorie pune și mai mult Corvinul pe hartă, așa cum se spune, pentru că totuși aproape eliminată Șepși? Bineînțeles, mă scuzați, am puține emoții. Nu cred că de anul ăsta, eu zic că este un proiect foarte bun aici la Hunedoara, în primul rând, de 2-3 ani și asta dă dovadă că se lucrează bine la echipă. Lumea poate nu a crezut atât de mult în voi când ați spus că vreți să ieșiți din grupele Cupei României. Mai aveți nevoie teoretic de un punct, hai 3 poate cu progresul Pecica și te-ți califica 100%. Da, noi este important că am bătut acum, dar avem un meci foarte important sâmbătă și vrem să câștigăm din nou acasă. Mulțumesc, Manolo. Mulțumesc și eu. Hai că am avut puține emoții. Stai liniștit, bravo, tată. Max, ce mai rămâne de zis după o astfel de victorie? Eu am rămas fără voce, tu de obicei ești cu ceilalți. Eu tot timpul sunt fără voce, nu prea sunt multe de vorbit.
rămânem cu această victorie, o atmosferă extraordinară. Am inaugurat și imnul de bun augur. Lumea a fost alături de noi din, cred că din primul minut. A fost un meci plăcut, zic eu, pentru spectatori și telespectatori. Dacă vrei, hai să defalcăm puțin această victorie. Cum ați reușit din punct de vedere tactic? Totuși Șepși și venea aici cu gândul doar la victorie. Era singura lor variantă și au avut puține ocazii totuși de asta. Am propus un joc curajos pentru că am făcut puțin vizionare, am pregătit meciul de la Metaloglobus, ieri am făcut vizionarea, ce am putut să facem pe teren tactic, băieții au înțeles foarte, foarte bine, Ștefănescu nu mi-aduc aminte să fie avut vreo situație foarte bine, nu vreau să felicit individual, dar ca grup și-au făcut toată lumea treaba. A fost, dacă poate așa am simțit eu, primele 10-15 minute am început un pic cu respectul pentru adversar, după care ne-am câștigat duelurile și prins încredere. Sfârșitul cred că ne-a aparținut, încă 2-3 situații de a marca. Rămânem cu ce s-a întâmplat azi și mergem mai departe. Puteți spune că este o victorie a dăruirii, o victorie a spiritului ăsta pe care încercăm să-l creăm aici la Hunedoara? Eu spun tot timpul că acest sport se joacă și cu inima până la urma urmei. Dar au făcut diferența și jucătorii, poate și puțin planul tactic. Toată lumea, toate aceste aspecte împreună au dus la victoria de astăzi. Un punct sau o victorie la Pecica ne duce în sferturile de final, obiectiv pe care vi l-ați propus și în acest sezon? Eu știu că noi discutăm tot timpul. Eu îmi propun de la fiecare meci să-l câștig. La fel și abordarea, nu cred că am fost echipa defensivă. Am încercat să-i blocăm pe construcție. Știam că joacă acele mingi lungi foarte, foarte, foarte bine. Au jucători cu talie, combativi. Am înțeles foarte bine și fundaș și central. Nu cred că ne-au surprins cu o minge în spatele nostru. Toată lumea a fost receptivă pentru meciul de azi. Și asta mă bucură. O zi de marți la ora 15, apropo de receptivitate, stadionul, n-aș spune aproape plin, dar totuși foarte vocal sau mai vocal decât altădată. Exact. Au fost alături de noi, tot timpul sunt și în momentele astea când văd și jucătorul și echipa că se implică, iar revin la meciul de acasă cu Mioveni pierdut. Și după acel meci, poate n-a fost aceeași implicare, a fost altfel. Cei de la Mioveni s-au apărat, au încercat să ne prindă pe contre. Noi am măcinat, am încercat, acum a fost un joc pe contre, cu dueluri, cu poate mai antrenant și poate și de aceea au fost ridicați un pic de pe scaune. Mai am o singură întrebare. Dacă mai era nevoie, consider tu, genul acesta de victorie să pună Corvinul pe hartă, să atragă și mai mult atenția asupra ceea ce facem noi? Sunt băieți tineri în lotul nostru, jucători care, din punctul meu de vedere, pot juca. Astăzi au dovedit-o împotriva deținătoarei trofeului, o echipă bună, bună de Liga 1, că au făcut față. Eu cred foarte mult în ei, măcar să creadă pe jumătate cât cred eu în ei. Acestea sunt meciuri în care ieși pe tarabă, cu alte cuvinte. Am avut doar de câștigat, asta le-am spus, cred că de când vorbim de acest format. Avem șansa noastră și trebuie să credem în ea. Mulțumesc și felicitări. Mulțumesc și eu. Pe cine e? Pe Manolache? L-am luat pe Manolache și mă duc să vină și trebuie. We'll be right back.
Un eșec astăzi care, din păcate, cam pune capăt speranțelor la Cupa României pentru echipa dumneavoastră. Vă las pe noi să caracterizați jocul. Da, este clar. În momentul de față suntem ieșiți din această competiție. Ne-am prezentat foarte slab, lamentabil. N-am avut ocazii de gol. Am jucat contra unei echipe de Liga a doua și vreau să-i felicit pentru victorie. Am jucat slab, foarte, foarte slab, penibil. N-am avut inspirație, n-am avut luciditate, nu ne-am apărat bine. Am luat și un gol pe fază fixă în care trebuia să facem marcaj om la om și nu am făcut. Da, o situație delicată pentru că suntem deținătoarea trofeului și cu atât este durerea mai mare. Am ieșit pe ușa din spate pentru că nu ne-am prezentat așa cum trebuia să ne prezentăm. Știam că întâlnim o echipă care are entuziasm, o echipă care are atitudine. Am pierdut toate duelurile, n-am jucat practic nimic astăzi. În afară de suporterii noștri care au fost la înălțime, noi ne-am prezentat foarte slab. Cum explicați totuși această evoluție în ideea în care veneați la Hunedoara după două victorii care parcă vă puneau un pic, vă repuneau așa pe roți? Așa este, noi am venit cu moral bun, am venit cu încredere, știam ce joacă adversarul, știam că sunt o echipă care au agresivitate în joc, o agresivitate pozitivă, știam că sunt o echipă care luptă, de obicei așa sunt marea majoritate a echipelor de Liga a doua. Dar, încă o dată, noi nu ne-am prezentat așa cum trebuia. Foarte, foarte slab, foarte slab. Nu ne-au ieșit pasele, n-am jucat în profunzime, n-am verticalizat jocul, am jucat foarte mult înapoi, am pierdut foarte multe mingi la mijlocul terenului. La un moment dat am schimbat și sistemul, tocmai în ideea în care să putem să marcăm, să reușim să marcăm, dar N-a fost de ajuns. Vă reproșați într-un fel dumneavoastră și staffului că poate n-ați reușit să-i motivați suficient pentru o astfel de partidă, dacă mai era nevoie? No, de fiecare dată când echipa pierde, primul responsabil este antrenorul, împreună cu stafful. Și este clar că îmi reproșez foarte multe. Și eu sunt responsabil de acest joc pierdut. Eu sunt vinovatul principal pentru că eu fac primul 11, eu fac antrenamentele, eu fac tot ceea ce înseamnă schimbări și ce este legat de joc, deci sunt primul vinovat pentru această înfrângere. Nu-mi place să pun o astfel de întrebare, ați avut 6 înfrângeri, conducerea a dat dovadă de răbdare, spun răbdare că în fotbalul românesc știm prea bine cum e. Acum, cum vă gândiți, v-ați gândit să renunțați, continuați, ați purtat o discuție? Nu, n-am cum să renunț niciodată, că nu este felul meu să renunț. Însă este clar că în momentul în care lucrurile nu merg, te aștepți la orice, ca și antrenor. Eu, ce să spun despre conducere, care au fost alături de mine și de echipă, în primul rând, au avut răbdare, a venit această înfrângere, nu știu, vom vedea în continuare. Mai am doar o întrebare legată de joc. La început l-ați schimbat pe Cosmin Matei, care de sus de unde am fost eu părea surprins. Nu știu dacă a fost o problemă medicală sau nu. Nu, n-a fost o problemă medicală. Avea niște sarcini de joc pe care nu le-a respectat. Atâta timp cât dau indicații de joc și spun ca cineva să execute o lovitură liberă sau să bată un corner sau să bată, nu știu, un out sau asta, ele trebuie respectate. În momentul în care nu respecti, înseamnă că nu respecti antrenorul, înseamnă că nu respecti echipa și atunci lucrurile nu sunt ok. Cosmin Matei este un jucător foarte bun, dar dacă nu este disciplinat, tactic și dacă nu face ceea ce le cer eu, pentru că eu sunt responsabil de rezultate, vedeți, am pierdut, am spus că eu sunt responsabil și eu sunt primul vinovat, atunci trebuie să iau măsuri, pentru că altfel fiecare face ce vrea pe teren și nu este în regulă. Încă o dată, nu am făcut o schimbare pentru că el nu a respectat indicațiile. I-am spus să bată altcineva lovitura liberă și el n-a fost de acord, a luat mingea și a bătut cum a bătut. Ok, și dacă marca, oricum îl schimbam. Pentru că nu e normal, dacă eu spun cine să bată corner, cine să meargă să bată, nu știu, o lovitură liberă, dacă fiecare face ce vrea pe teren, atunci ce facem? Nu este în regulă și trebuie să iau măsuri. Mulțumesc frumos! Mulțumesc pentru răbdare! Mulțumesc.